am auzit că au avut loc discuții, domnule Stoica, după turul întâi, între PDL și liberali, că li s-au oferit chiar posturi de miniștri în cabinetul Negoiță. E adevărat? Discuții informale au fost. Din păcate, canalele de comunicare au fost blocate de liderii PNL. Este explicabil acum de ce. Înțelegerea între PSD și PNL a fost făcută înainte de turul întâi. Discuții informale despre ce? Fără îndoială că discuțiile au avut în vedere formarea unui guvern PDL-PNL. Discuțiile acestea au fost mai vechi, după cum știți, încă din decembrie 2008. Opțiunea noastră a celor din PDL a fost foarte limpede. Dorim o guvernare de dreapta PDL-PNL. Atunci liderii PNL au refuzat, acum au refuzat din nou. Este deci răspunderea actualilor liderei PNL că repetă greșeala din 2008. Atunci Tăricianu e cel care a făcut această greșeală, acum a făcut-o Crin Antonescu. Explicația este simplă. Și în 2008 și acum, legăturile dintre liderii PNL și liderii PSD au fost foarte puternice și ele au fost controlate în totalitate de Dinu Patriciu. Ordinul Patriciu din anul 2004, cum bine știți, dorea o alianță între PNL și PSD și a făcut tot ce a stat în putință ca această alianță să aibă loc. Și ea există din 2006 informal, iar acum există și formal. A spus domnule Stoica și în timpul discuției online cu cititorii Hot News că Dinu Patriciu controlează în PNL și puterea și opoziția. Nu înțeleg în aceste condiții de ce PDL ar dori în continuare să facă o guvernare, să facă un guvern împreună cu liberalii lui Dinu Patriciu. Pentru că noi facem distinții între liderii PNL, pe de o parte, și pe de altă parte militanții PNL și liberalii, alegătorii liberali din țară. Ori noi credem că este posibil în viitor ca acest monopol Dinu Patriciu asupra PNL să înceteze. Cred că este firesc ca acest monopol să înceteze, întrucât interesele militanților liberali, interesele alegătorilor liberali trebuie să fie reprezentate nu de un singur om, trebuie să fie reprezentate de lideri care să slujească într-adevăr interesele acestor alegători și militanți liberali. Da, tot nu înțeleg. Dumneavoastră nu faceți în condițiile în care veți ajunge, să spunem, la o înțelegere cu liberalii, să presupunem că Traian Băsescu câștigă turul 2. Nu veți face o înțelegere cu alegătorii, cu militanții liberali, ci tot cu oamenii despre care spuneți că sunt controlați de Dinu Patriciu. În acel moment există posibilitatea creierii unei presiuni de la baza partidului către vârful partidului. Să ce? Să se meargă în această direcție alianței cu PDL. În plus, nu trebuie uitat că după aceste alegeri în PNL o să aibă loc un congres. De asemenea, nu trebuie să uitați că există în PNL, chiar dacă nu se vede în momentul de față, o opinie care este în sensul unei guvernări de dreapta. În momentul în care vor fi condițiile propice, iar alegerea președintelui Traian Băsescu va fi o asemenea condiție propice, în acel moment eu sunt sigur că în PNL va avea loc o reorientare. O reorientare în ce sens? În sensul că această alianță cu PSD va putea fi schimbată cu alianță cu Partidul Democrat Liberal. Adică ce resurse are PNL, resurse interne, și mă refer la lideri, alții decât cei apropiați, controlați de Dinu Patriciu, alții cu influență, care să conteze? Este greu ca într-un partid toți oamenii să fie controlați de un singur om. Nu am acum de gând să vă fac un inventar al liderilor PNL care ar putea să încerce să schimbe această orientare a partidului. Pentru mine e mult mai important acum să ne concentrăm eforturile să câștigăm alegerile prezidențiale, pentru că această mișcare internă din PNL nu e nici inițiată de noi, nici controlată de noi. Este un proces intern firesc care trebuie să aibă loc într-un partid care își spune de dreapta.